În niciun caz nu e ușor. Eu zic că nu este o muncă pentru toată lumea. Trebuie să te naști pentru asta și trebuie să o faci cu plăcere și cu devotament sau să nu o faci. Emilia și Dorin au făcut împreună primii pași de dans în urmă cu aproape 30 de ani. În 1997, ceva avea să le schimbe viața pentru totdeauna. Câteva analize de rutină s-au transformat pentru tânăra balerină într-o luptă cu o boală gravă. Emilia a fost diagnosticată cu hepatita C. Câțiva ani mai târziu a aflat că și soțul ei suferea de aceeași boală. Am conștientizat că este o boală teribilă, cumva comparabilă cu cancerul, pentru că ucide. Fără să stea pe gânduri, fără să vadă și să intereseze cine ești, ce faci și cum ești. Pentru Emilia și Dorin a urmat o perioadă cumplită. Cei doi balerini au început un tratament agresiv care a durat un an. Au căzut în depresie și au fost la un pas de divorț. Nu mai aveam nervi, nu mai aveam, mă certam cu toată lumea, făceam scandal, cu soția la fel, deci au fost niște treburi care acum poate nu le-aș mai face. Au mers însă înainte împreună, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi, fără ca cineva să știe ce dramă trăiesc. În momentul în care am început tratamentul, aveam 45 de kilograme și am ajuns la 34-35. Eram o fosilă vie. Machiată, aranjată, pe scenă, păcăleam foarte mult pentru că foloseam meșe, foloseam peruci. Trebuie să îți faci treaba, publicul nu are nicio vină, el vine să plătește un bilet și vrea să vadă ceva. După 4 ani de la terminarea tratamentului, au aflat că sunt vindecați complet. Vă spuneam că nu consum deloc și niciodată alcool. Am simțit nevoia că aș putea să beau, să dansez, să ies în pielea goală pe stradă și să spun, nu se poate, eu acum abia m-am născut. Sunt în pielea goală și abia acum m-am născut. Este o a doua șansă la viață. Cei doi au fost norocoși, pentru că răspunsul la terapia cu interferon, la dubla terapie, la terapia care era un standard până în urmă cu câțiva ani, este de până la 50%. Tot atunci, medicii le-au spus că pot deveni părinți, un vis la care au sperat ani în șir. În 2009 s-a născut Teodor, băiețelul lor, care a fost însă diagnosticat cu autism. Pentru Emilia și Dorin a început atunci o altă luptă. Viața dă viață și sunt foarte vie, eu sunt o persoană foarte vie. Am cumva șansa să-i dau și copilului meu o a doua viață, o a doua șansă. O iubești pe mama? Hai să o iubești, dar mă-i în brațe. Așa. Sunt conștient că această a doua viață, cine știe, divinitatea mi-a dat-o ca să pot să muncesc, să ajut pe altcineva, copilul meu.